Bună seara, foarte mulți nervi pe finalul acestui joc. Ce s-a întâmplat? Ce nu a fost cum trebuie? Bună seara, este normal să fie o tensiune foarte mare, fiindcă pe toată durata partidei au fost scandări xenofobe. M-am dus după o minge care era a noastră, trebuia să o degajez din 6 metri, au sărit 10 suporte de la farul și m-au scuipat toți. Nu mi se pare un lucru normal ca în 2021 să se întâmple lucruri de genul. Cred că Federația Română de Fotbal sau LPF-ul ar trebui să se sesizeze. Cred că și noi facem parte din campionatul românesc și totuși suntem o echipă participantă în cupele europene. Nu văd de ce acest comportament contra noastră. Noi nu cred că am supărat pe nimeni, dar dacă supărăm pe cineva, trebuie să ne anunțe și ne dăm la parte. Revenind la jocul de astăzi, cum a fost? Revenind la jocul de astăzi, Farul a făcut un meci foarte bun și cam atât. Nu sunt foarte dezamăgit. Mi-a lăsat un gust amar această partidă și cam greu îmi găsesc cuvintele să vorbesc de meci. Jocul vostru ce simți că nu merge? Jocul nostru nu aș putea să vă zic ce nu a mers în această seară. Am avut câteva ocazii clare de a marca. Din păcate nu am reușit și am pierdut. Mulțumesc!